Salutare oameni buni și bine v-am găsit aici la un nou episod din Doom 3. După cum știți, am rămas aici. Cu acești minunați transformați, că nu știu cum să le zic altfel. What the fuck e aia de jos? Pare că nu pot să o iau. Ăsta e unlocked. După cum știți, am rămas aici. Ah, ok. Nu să mor pe asta. Ăsta e în viață aici. Ia să dau un pic sunetul o țâră mai tare. Ceva de genul. Working up here on the vent shafts. I don't know how I survived. Go for help, please. Ventilation shaft. Okay. M-am oprit un pic pentru că Adam am drum la televizor în cealaltă cameră și mi-a dat mie ecran negru, ca să zic așa. E... Hai să încarc asta mai întâi și după aia cobor. Rasa ta. De unde a venit ăsta? Da, am intrat în foc. Lol. Am găsit un PDA. Stai bine. Nu știu de unde a venit săracul ăla, că era aici pus. Și n-am fost atent. El mă că nu moare, bă băiatule, tragi-ne 5.000 de ani. Oh yeah! I have a new gun! I have a fucking new gun, man! Hai bă cu lanterna lui pește prăjit. E aia s-o închis de tot. Avem un fucking... ACO card. Avem și ăsta, ăsta nu pot să fac nimic la el. Trebuie să aici. Da. îmi place arma asta. Bă, enervant e când se blochează așa. M-a ajutat nearoboțelul. Ăla poate să trag. E? Băi, frate, e făcută lanterna asta în așa fel încât să se stingă în rasa măsii fix când ai nevoie de ea. Bine că am gloanțele astea. N-am luat-o, mă. Normal că n-am luat-o, de ce aș putea să o iau? Ăsta e pachet de viață. Dar mori, mă, odată. Asta e cam... am ceva nou pe aici. Personal, mail... Video disc. Welcome to Mars Marine. This briefing is designed to acquaint you with a few of the standard operating procedures here on the Mars post. First and foremost, chain of command.
All enlisted personnel are under the command of Master Sergeant Thomas Kelly. Sergeant Kelly will assign you to a security detail headed by a security chief. Please report to your security chief for all duty-related concerns. While on duty, please stay on your assigned patrol coverage area. All PCAs have been pre-designated to provide overlapping security and maximize efficiency. All personnel must have proper authorization in assigned areas. Să luăm kill-ul ăsta de aici. Sau câte putem lua. Să mergem. Rămân fără gloanțele asta. Nu prea e ok. Au mai căzut ceva de... Remembering these procedures is paramount to your success here on Mars. Keep in mind that you represent the greatest fighting force in the galaxy, and your actions are a reflection on the core. Take good care, and good luck on your new assignment. Mamă, ce mă enervează gâtul ăsta în paștele măsii. Ok, am luat... Cred că o gloanțe sau ceva am luat. Ăsta nu se deschide. Ăsta mi-a dat ceva heal. Mergem pe aici. Hai mă cu lanterna aia, odată. Ok. Am luat ceva adrenalină sau ce Dumnezeu era? Bun, nu mai am ce să iau. Aolo, hai mă cu lanterna aia, frate. Ok, pe acolo... Pe acolo nu pot să iau că e foc. Timp pot să iau pe aici. Da. Am nevoie de cod. Ia stai să vedem, îl avem pe undeva? E-mail. Nu. Nu. Aici nu, bun. Aici cumva. Dialog for Dr. Markasian. At 1547, patient Jonathan Wills was admitted after complaining of insomnia and nausea. According to the nurse, Mr. Wills was calm and exhibited no signs of disorder when he was brought to examine 5. However, by the time I reached him at 10 after 4, his personality had changed dramatically. When I entered the room, Mr. Wills lunged at me with a scalpel he apparently stole from a supply drawer. With the assistance of an orderly, we managed to subdue and sedate him without injury. Am luat toate, dar nu cred că e niciuna, nu cred că e. Not diagnosed, but in the 20 minutes he was left unattended, he managed to carve three symbols. Iar asta de aici știu că le-am folosit. And cut his own tongue into. Uite, 5-3-1. I can only guess at the cause of his problems. I hope that additional psychiatrists arrive soon. In the meantime, in response to this assault, all medical supplies and armaments will be locked in a secure hospital cabinet. 531-543, hai să vedem. Dr. Casey out. Unde e, mă? 531-543. Nu e nici asta. Ideea e că nu e asta. Aș vrea să intru acolo, că sunt gloanțe și chestii, dar momentan nu se poate. Asta e fucking stricată. Dar uite, ăla are un PDA acolo. Ar putea ca ăla să fie...
Normal că e stricată și asta, deci ar funcționa. Marine, I can't believe you're still alive. I'm unable to return to Mars City. All passages out of the Delta complex have been blocked. I'm setting up a command post here. Monitor status reports of the entire base from Delta Central Authority and communicate with other Marine teams. It's your mission to link up with Bravo team and get that transmission sent. Head toward Alpha Labs. It's the fastest way to find them. I'll update your PDA security code. Multiple router failures. Good job. And good luck, Marine. Thanks. Când a salvat și jocul, perfect. Alpha nu știu ce. Totuși aș fi vrut să intru aici. Era și mecher dacă puteam să intru aici. Mamă, ce m-a speriat ăsta. Ar putea ca ăla, uite-mă că am reușit să o iau. Lanterna vieții. Băgăm puțin sprint. Îi dăm PDA-ul. Să vedem ce am luat eu acum. Ăsta l-am luat? Sincer, habar am ce am luat acum. Nu cred că e ăsta. 5-4. Ăsta cred că e. 5-4. Ăla e, bă, băiatule. Armura one full, de aia nu pot să iau. E bine. Am luat o grămadă de gloanțe și chestii. Și o să ne fie de folos astea. Ușor, bă, nu mai trage așa. Sărăcie. Tragi ca turmentatul tu. 13.000 de gloanțe pe secundă. Ia uite-l pe ăsta, mă, vine fix lângă mine. Rasa mătii. Ok. Îmi iau armura înapoi. Pistolul am full, de aia nu pot să iau. Văzusem. Stai că nu e bine. Eu de aici am venit. Te-am omorât pe ăștia aici. În camera asta o iau pe aici. Unde am venit, mă? Din ce ușă am venit? De pe ușa asta am venit. Bun. Mai sunteți, mă? Eu asta nu pot să fac nimic. El pe jos, dar n-am ce face cu el. Asta nu mai merge să deschid prostiile alea de la geam. Să se facă lumină. The UAC is here to help you. Psychological services are free and confidential. Bă, dar cum e, mă, posibil ca asta se termine? M-au avut o fucking...
Am avut o viziune în oglindă, ați văzut? What the fuck, a fost aia? Bine, mă! Uite, mă ajută și roboțelul ăsta. Ce vrei, mă, să faci, Zim? Să lovești de mine așa. Ce-i aici? Gloanțe, am nevoie. Bun, așa? Ia mă, ce-mi place ăsta, vezi? Mă ajută. Haide, mergi. Mergi că te ajut și eu. Ne ajutăm reciproc. Bun, ce s-a pus aici? Eu cred că aici trebuia să ajung, știi? El m-a ajutat. Hai să vedem ce e pe aici. Avem liftul. Și cam atât. Bun. Hai să call the elevator. Bun. Am luat și am plecat. I don't think you understand, Dr. Petruger. No, I understand everything. I'm telling you now, Doctor, the UAC is taking over this operation. Operation? Opa. What you're calling it? The situation is out of control. Comandantul ăla sau ce e? Pare că ne-a cam tras în piept. I'll manage this and you and your flunky will be taking control of nothing. Do you understand? Yes, but true. În sensul că I think I do understand. Văd că are o valiză. Și okay. Plan. Cred că în acea valiză se află două chestii. De fapt, se pot afla două chestii. Una. Se poate afla, va afla. De fapt, da, afla. Poate afla antidotul a prostiei ăsteia care s-a creat aici. Și îmi spune și mie cineva de unde a venit ăsta? Și se mai poate afla, am zis că se poate afla antidotul și da, antidotul la prostia asta sau virusul în sine. În cine tragi, mă, vezi pe cineva de tragi? Ia uite, ești pe ăsta. Sunt enervanți, mă, că vin fix lângă tine ăștia. Nu-i problema asta, că ne descurcăm. Stai jos, stai jos, prietene. Îmi place că ți-a puțin din, cel puțin momentan. Îți ia puțin din viață. Ăștia, v-am zis, cel puțin momentan. What the fuck, acum l-am văzut pe ăsta jos, ești nebun? Ce-a zis, mă? There's still a few squads operating, but they're all cut off from each other. Try to find them. Bun, trebuie să găsești ceva să poți să deschid ușa. Ok?
Trebuie mă și tu odată. Ideea e că eu am văzut... Bănuiesc că... Eu normal ar trebui să ajung acolo, cred. Faza e alta. Dar nu văd nicio scară sau ceva pe care să mă pot urca eu. Lanterna mătii. E... Asta înseamnă că trebuie să mă duc înapoi. Ușa aia... Mi-am luat armură. Eu nu am fost aici. Am găsit un PDA și un disc din ăla. De acolo am venit, nu? Că nu mai știu. Fuck that! Fuck you, man! Fuck this shit! V-am rupt fraierilor, proștilor, trebuie să iau liftul ăsta acum. Sau nu? Cum mă? Ăsta era închis când am venit eu. Luanțe, perfect. De unde ai venit, mă? Ok. Ți-a zburat capul, prietene. Sper să nu se ridice fraierul ăla de acolo. Gun și de ăsta. Oh my fucking god, ce e aia? Uite, în primul joc, în ăla din 2003, avea roți în loc de picioare de alea din spate. Avea roți cum au câinii ăia, dacă știți. Normal că ăsta nu se fucking sparge. Nu știu unde mă duc, nu mă întrebați. Dar nu stau cu chestia aia acolo. Sper să mă duc înapoi unde trebuie. Glumești cu mine? Ăsta a murit? Nu zic că trebuie să mă bat cu chestia aia. Dar nu sunt mă de heal, de ce nu-mi dă heal? Asta e închis aici. Stai un pic. Să vedem ce avem aici. Un 586.
Ia să vedem. 5, 8, 6, hai comerț. Poate că acum nu mai știu unde e ăla. Hai mă cu lanterna, băi frate, bă. Aici e. Aici e sclavul. Poate mă armai mă că l-am bătut, ești nebun? Holy shit, man! Mor repede, mă! Hai că nu-i atât de rău. Nu-i atât de rău. Am luat un PDA, stai așa să văd ce avem aici. Pentru că o să am nevoie de un fucking cod. Pe care nu-l avem. Care era ăsta de aici? 586. Nu cred că e același cod. 5. Dar în ăsta nici nu poți să bași cod, nu te las. Free stuff. Păi free stuff, frate, și cum? Ok. E blocat sau ceva? Armor shield. Ăla e armor, mă. Nu știam de ce nu-mi ia când am heal mai puțin. It's fucking armor. Fucking flashlight. Okay, am ajuns aici. Cam atât și cu acest episod din Doom 3, varianta BFG. Nu uitați să apăsați și voi pe acel buton de like dacă v-a plăcut și pe acel buton de subscribe dacă vreți să fiți la curent cu ce se întâmplă pe acest canal. Până data viitoare, numai bine!